Liceele tehnice din Olt, care au în oferta educațională specializări la școala profesională, încearcă să-și completeze cifra de școlarizare pentru anul 2021-2022. Potrivit inspectoratului de specialitate, gradul de ocupare în acest moment este de aproximativ 80%. Elevii absolvenți de clasa 8-a, fie că au susținut evaluarea națională sau nu, au două opțiuni. Una este să se înscrie pentru cursurile de liceu de 4 ani și alta este să vină către învățământul profesional de 3 ani. Prima etapă de înscriere în învățământul profesional de 3 ani a fost deja depășită, s-a întâmplat în perioada 14-20 iulie și avem până în momentul de față un procent de 80% de realizarea claselor de învățământ profesional. Aș vrea să vă menționez că aceste clase de învățământ profesional sunt realizate, dar nu la capacitate maximă. Interesul pentru școlile profesionale vine chiar din partea elevilor de etnie romă, intrați atât pe locurile speciale, cât și pe cele generale. Au fost alocate 100 de locuri la profesională și liceu. Am avut 106 solicitări. Elevii au urmărit un calendar în care ei trebuiau să-și declare etnia, apartenența la etnia romă, până pe 29 aprilie. Deci, în urma centralizării, aveam 106 solicitări. La examenul de evaluare națională au participat 37, care au optat pentru locurile speciale pentru romi, iar la învățământul profesional avem 16 elevi de etnie romă, din care 3 sunt cu CES. Au fost foarte solicitate meseriile de la Liceul Tehnologic PSA Aurelian Slatina, Alexe Marin și Matei Basarab Caracal. Aș vrea să vă spun că în urma evaluării naționale, marea majoritate a copiilor, după ce obțin o notă mare, deși au recomandare că sunt de etnie romă, renunță și merg, în mod normal, la învățământul de masă, fără să mai accepte declararea etniei. 25% dintre absolvenții de gimnaziu din Olt au obținut medii sub 5 la examenul de evaluare națională, iar singura lor opțiune este școala profesională. O parte dintre elevii care nu vor prinde un loc la repartiția computerizată de pe 24 iulie vor putea să-și depună dosarul de înscriere la o școală profesională.